Rasa Aberdeen Angus începe să fie căutată din ce în ce mai des de crescătorii de bovine din țara noastră. Fiind specializate pe producția de carne, animalele din această rasă nu necesită în ferme o manoperă atât de mare precum rasele mixte sau cele de lapte. Concluzia este simplă. Această rasă este mai ușor și mai profitabil de crescut. Mai multe detalii despre caracteristicile bovinelor Aberdeen Angus am aflat în emisiunea Tehnologii și Utilaje de la Peter Tamasnachi, unul dintre cei mai cunoscuți crescători de bovine de carne din România. Un material semnat de colegul meu, Marius Milea. De ani de zile spunem că rasa Aberdeen Angus devine rasa care domină rasele de carne, deci pe departe, mai ales în Podișul Transilvaniei, iar Agraria este un partener de foarte mulți ani al Asociației Aberdeen Angus și an de an promovăm rasa la acest târg și cum se văd rezultatele, asociația se dezvoltă, numărul fermierilor crește și este îmbucurător că nu numai că crește numărul fermierilor, ci foarte, foarte mulți tineri fermieri se apucă de crescut această rasă. Ca să devină o fermă rentabilă, de câte capete ar trebui să se apuce un fermier, spuneați, tineri fermieri care vor să crească aceste bovine? Acum, rentabilitatea depinde din ce punct de vedere privim, că dacă un fermier are alte activități și partea zootehnică devine complementară activității lui, atunci nu are nevoie de un efectiv foarte mare, dar dacă se axează numai strict pe zootehnie, atunci și vrea să trăiască după această specie, efectivele, bineînțeles, trebuie să fie de cel puțin 2-3 cicluri de grupe mame de reproducție, care înseamnă undeva 90 sau peste 100 de capete.